Celebra cântăreață Adele promovează fără să vrea portul popular românesc. Artista a pozat pentru o cunoscută revistă americană într-o ie cu modele specifice zonei Sibiului. Creatorul piesei vestimentare este celebrul designer Tom Ford. Frumusețea portului popular românesc a ajuns nu de puține ori cu mult peste hotarele țării. Mai nou este și sursă de inspirație pentru designer vestimentar celebri. Cea mai nouă apariție a costumului tradițional românesc va putea fi admirată în Statele Unite într-un pictorial ce o reprezintă pe celebra cântăreață Adele, îmbrăcat într-o ie cu model românesc. Cam așa arată ia pe care a purtat-o cântăreața Adele pentru un pictorial care va apărea în luna martie într-o celebră revistă americană, numai că ținuta pe care a avut-o artista este creată de un celebru designer străin. Piesa vestimentară a fost creată de către Tom Ford și se regăsește în colecția pentru primăvară-vară 2012 a acestuia. Designerul spune însă că a preluat motivul de la Yves Saint Laurent, care la rândul său s-a lăsat inspirat de una dintre pânzele pictate de Matisse. Specialiștii în port popular tradițional spun însă că motivele cămășii sunt chiar din zona Sibiului. Specificul zonei este cromatica. Tot costumul popular se bazează pe cele două culori alb-negru, excepție și o explozie de culoare fiind brâul în cele trei culori, tricolorul românesc. Ia este cea obișnuită chiar, este tot în albă cu broderie neagră. Și cea de sărbătoare este efectiv brodată de la gât pe piept și pe absolut toată mâneca cu niște cusături speciale care diferă chiar și în zona noastră ușor, bineînțeles, însă având același specific arnei. Dacă piesa vestimentară cu care a pozat Adele costă câteva mii bune de euro, o piesă tradițională veche de aproximativ 100 de ani poate fi achiziționată la Sibiu cu sume de până la 500 de lei.